când am văzut lansarea aceasta cu o carte de fizică prezentată de Cristi Presură și o carte de matematică, de filosofia matematică mai degrabă, stat de vorbă cu o prietenă care îmi spunea că noi, matematicienii, suntem cu siguranță dezavantajați într-o asemenea situație, pentru că nu avem cum să ne ridicăm la nivelul de fascinație pe care îl are fizica, pe care îl are știința experimentală. Și matematica va fi întotdeauna o disciplină care are mai puțină trecere la punct. Și este foarte adevărat. Și mă gândeam că ceea ce deosebește matematica de științe, pentru că foarte mulți nu o consideră o știință, științele fiind cele experimentale, și consideră matematica mult mai apropiată de filozofie și de artă, este faptul că ea respinge recursul la vizualizare. Este nemiloasă. Matematica se revendică exclusiv de la rațiune și de la o rațiune lipsită de exemplificare. Adagiul lui Hilbert, geometria este arta de a raționa corect pe figuri greșite, nu înseamnă că trebuie să facem greșite, ci înseamnă că nu trebuie să ne luăm după figurile greșite și că putem să raționăm corect, indiferent de cât de bine avem fenomenul exemplificat și vizualizat. S-ar putea să fie o comparație hazardată, dar mă gândeam că se poate face o paralelă cu eseul lui Freud despre Moise și monoteism. Este același recurs la rațiunea pură, lipsită de imagine, pe care Freud îl pune la originea dificultății acceptării monoteismului. Dincolo de asta și de dificultățile de a face trecerea către fizica matematicii, cartea lui Zelin, pe care ar trebui să spun două cuvinte, pe care am tradus-o, găsește o trecere foarte frumoasă între matematica antică, vedică, grecească și mesopotamiană și noțiunea de algoritm. Ceea ce observă Zelin, nici eu n-am citit la altcineva, dar este că problemele mari ale antichității, indiferent că vin din India sau din Grecia sau din Mesopotamia, se referă la creșterea numerelor. În Grecia e ideea de raport, în India este ideea creșterii altarilor focului care au aceeași formă, dar trebuie crescute prin asemănare. Și ideea care, de fapt, a fost preluată de filozofia greacă, care vedea matematica drept principala justificare a faptului că există ceva imoabil, chiar atunci când fenomenul se multiplică. Există zeu? Ce este zeu? Zeu nu poate să fie alt, deși ne apare în forme diferite. Matematica, noțiunea aceasta de asemănare, de fapt, de relatare, să spunem, era o compensare a acestei idei pentru greci. Și lucrurile evoluează, pentru că, pornind de aici, apare ideea de număr. Numărul natural despre care Kronecker spune că e singurul dat de Dumnezeu, numărul 3, care apoi trece în numere raționale, este ușor de înțeles, dar ce e numărul real? Și numărul real apare în secolul XIX, spre sfârșit, în teoria lui Cantor și Dedekind, mimând de fapt ideile grecești de aproximare, spuneam la
Iar ceea ce Zeline observă foarte bine este că aproximarea este un proces constant. Procesul este legat în mintea lui Zeline de algoritm. Și el explică foarte frumos în cărți că, pe de o parte, avem noțiunile matematice și teoremele matematice, este existențial. Există număr real. Confuzia lui Kant o confuzie de necuputăietul. Există numere reale. Bine, sunt niște limite. Unde le vedem? Le putem vedea aproximând în calculatoare. Dar aproximarea e un proces care duce la, și la pierdere. Și treptat ajunge să ne explice ce înseamnă machine Turing și ce înseamnă calculatoarele moderne. Este o trecere foarte subtilă și deloc evidentă de la matematica critică și grecească până la calculatoarele de azi. Zeline de altfel e profesor de analiză numerică la Roma II și construiește aceste treceri către domeniul lui pe analiză numerică. E o carte frumoasă, nu ușor de citit, pe care vă mulțumesc. Mulțumesc, Iubiu.